8. Puțin înainte de miezul nopții, Baret fu trezit de zgomotul unor pași lângă baracă. În timp ce se ridica și căuta comutatorul, Ned Altman intră bâșbăind. Baret îl privi somnoros. Ce se întâmplă? Han, șuieră Altman, iar se învârte pe la ciocan. Tocmai l-am văzut intrând în clădire. Bare își scutură somnolența asemeni unei foci țâșnind din valuri. Ignorând zvâgnetul din piciorul stâng, se ridică din pat și își făcă niște haine. Era mai îngrijorat decât credea Altman. Dacă Han își băga nasul în mecanismul temporal și strica din întâmplare ciocanul, era posibil să nu se mai primească niciun alt transport din frontul de sus ceea ce însemna că toate încărcăturile viitoare, dacă vor mai fi, vor veni asemenea unor gloanțe trase la întâmplare și vor ateriza cine știe unde. Dar oricum, ce treabă avea Han cu mașina temporală? Altman interveni. La timăria acolo îl supraveghează. A devenit bănuitor când Han nu s-a mai întors în baracă, a venit la mine și ne-am dus să-l căutăm. Era acolo adulmecând în jurul ciocanului. Ce făcea? Nu știu. Imediat ce l-am văzut intrând am venit la tine. Don îl supraveghează. Baret se grăbi să iasă și făcut tot ce putu să fugă până la clădirea principală. Durerea îl săgetă ca și cum șuvoaie de acid fierbinte i-ar fi trecut prin jumătatea inferioară a trupului. Cârja îi se afunda fără milă sub brațul stâng în timp ce își lăsa toată greutatea pe ea. Piciorul zdrobit legănându-se liber îl ardea rece. Piciorul drept care ducea aproape toată povara scârțâia și trosnea. Altman alergă gâfâind pe lângă el. Stația era pustie la acea oră. Când trecură pe lângă baraca lui Quesada, baret se gândi să-l trezească și să-l ia cu el. Dar renunță. Ori câte necazuri iar mai face Han Baret știa că se va descurca și singur. La urma urmelor mai rămăsese ceva putere în bătrâna fasole roasă pe dinăuntru. La Latimer stătea la intrarea domnului principal. Era pe cale să intre în panică sau poate chiar intrase. Se bâlbâia din cauza fricii și a șocului. Baret nu mai văzuse pe cineva bâlbâindu-se într-așa hal. Îl lovi prietenește pe umărul firav cu palma lui Uriașă și spuse aspru. Unde e? Unde e Han? A dispărut. Ă. Ce vrei să spui? Unde s-a dus? La Timărgemu. Fața îi era albă ca burta unui pește. S-a urcat pe Nicovală scăpă celălalt. A venit lumina, apoi strălucirea aceea. Și Han a dispărut, nu spuse Baret. E imposibil, cred că te înșeli. L-am văzut plecând. Se ascunde undeva în clădire, insistă Baret. Închideți ușa, căutați-l. Altman se grăbi să adauge. Probabil a dispărut cu adevărat, Jim. Dacă Don spune că a dispărut, s-a urcat direct pe Nicovală. Apoi totul s-a înroșit și a dispărut. Baret strânse pumnii. O durere puternică în spatele frunții îl făcea să uite aproape de tot de picior. Acum vedea ce greșeală făcuse. Se bizuise pe doi spioni care erau fără îndoială nebuni. Dar nici acțiunea lui nu fusese a unui om sănătos. Așa sluga, așa stăpân, ei bine, se bizuise pe Altman și pe Latimer, iar acum aceștia îi dădeau informațiile la care te putea aștepta din partea unor astfel de spioni. Ai halucinații, îi spuse tăios lui Latimer. Ned, îl trezești pe Quesada și-l aduci imediat aici. Tu, Don, stai pe loc la ieșire. Dacă apare Hans, bier din fundul plămânilor. Am să răscolesc clădirea în căutarea lui. Așteaptă, spuse Latimer. Părea că reușise din nou să se controleze. Jimă, îți amintești când te-am întrebat dacă ești convins că sunt nebun? Ai spus că nu crezi asta. Ai avut încredere în mine. Ei bine, te rog, acordăm și acum încrederea ta. Îți spun că nu am halucinații. L-am văzut pe Han dispărând. Nu pot să-ți explic lucrul ăsta, dar sunt destul de sănătos ca să știu ce am văzut. Barret bombăni ceva mai potolit. Bine, poate că este așa. Oricum, stai la ușă. Am să fac un scurt control. Începu controlul domului. Porni cercetările cu camera în care se afla ciocanul. Acolo totul părea în ordine. Nici o activare a câmpului Hawksbill nu era semnalată și nimic nu fusese deranjat. Camera nu avea toalete sau dulapuri în care Han s ar fi putut ascunde. După ce făcu o inspecție amănunțită, Baret trecu la infirmerie, apoi se uită în sala de mese, în bucătărie și în camera de recreere. Se uită și pe sus și pe jos. Nici urmă de Han. Bineînțeles, era o mulțime de ascunzători posibile în camere, dar Baret se îndoia că Han ar fi fost acolo. Deci totul nu fusese decât fantezia înfierbântată a lui Latimer. Își încheie turul și ajunse din nou la intrarea principală. Latimer încă mai făcea de gardă. Coesada somnorosii se alăturase. Altman Palit tulburat, era în fața ușii. Ce se întâmplă?" întrebă Coesada. Nu sunt sigur," spuse Barrett. Lui Don și lui Nedley s-a părut că văd pe Hanfă când duci de lucru la echipamentul temporal. Am controlat clădirea și nu e nicăieri. S-ar putea deci ca ei să fi greșit. Îți sugerez să-i duci pe amândoi la infirmerie să le faci câte o injecție sau să le dai ceva care să-i liniștească. N-ar fi rău după aceea să ne ducem la culcare. Ți-am spus că l-am văzut, uh, insistă Latimer. Gura izbucni Altman. Ascultă, ce-i cu zgomotul ăsta? Baret deveni atent. Sunetul era clar și puternic. Vaietul și al ionizării. Era zgomotul produs de funcționarea câmpului Hawksbill. Deodată simți cum mi se face pielea ca de găină. Spuse încet. Câmpul e activat. Probabil primim o încărcătură. La ora asta, făcu uimit la Nu știu ce oră e în frontul de sus. Toată lumea să stea pe loc. Am să verific ciocanul. Poate ar trebui să merg cu tine, sugeră calm cu esada. Stai aici, tună baret, apoi tăcut stânjenit de izbucnirea explozivă de mânie. E nevoie doar de unul dintre noi. Mă întorc imediat. Fără să mai aștepte alte păreri, se întoarse și plecă șchiopătând de-a lungul holului spre camera ciocanului, deschise ușa cu umărul și aruncă o privire înainte. Nu avea nevoie să aprindă lumina. Lucirea roșie a câmpului Hawksbill lumina totul în jur. Baret se opri în cadrul ușii. Abia îndrăznind să respire, se uită fix la ciocan, urmărind lumina care devenea din ce în ce mai profundă, trecând prin nuanțe diferite de la roz până la purpuriu. Apoi se răspândi până când ajunse să cuprindă nicovala care aștepta sub ciocan. O secundă infinită se scurse, după care veni tunetul imploziei. Leuhan căzut de nu se știe unde, și rămase un moment întins în stare de șoc temporal pe suprafața ampla a Nicovalei.